Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Eu sunt Andreea și astăzi am pregătit ouă umplute. Sunt perfecte ca aperitiv pentru mesele festive. Am început prin a pune la fiert în apă cu sare 5 ouă. Eu doar atât am vrut să folosesc. Le-am lăsat la fiert 9 minute, după care le-am scos pe un șervețel și le-am lăsat să se răcească. Apoi le-am curățat de coajă și le-am tăiat pe jumătate. Este o rețetă foarte ușoară, cea pe care o prezint astăzi, și dacă o încercați, nu ezitați să îmi scrieți în comentarii cum v-a ieșit. De asemenea, dacă îmi apreciați canalul, vă invit să vă abonați. Apoi am pus într-o cană înaltă 125 de cremă de brânză Philadelphia, gălbenușul de la ouă, o linguriță de muștar, sare, piper și puțină boia dulce. Acestea se condimentează după gust. Apoi eu le-am mixat împreună cu blenderul vertical pentru a se mărunți foarte bine gălbenușul. Iar la final am decorat ouăle cu acest mix. Consider că această rețetă este una foarte ușoară și cred că se poate folosi foarte bine și după Paște, când poate rămân mai multe ouă roșii. Până data viitoare, eu vă las cu alte filmulețe pe canalul meu. Pe curând și poftă bună!